Ia uitați-mi ce stătea, asta e protecție anti-Cristina, anti-cocos Cristina. Dacă ar vedea, ia uitați cum s-a rupt folia. Ce, ai închis ușa deja? Haide, lasă-mă să intru, hai că am o surpriză. Vezi că se strică surpriza dacă nu dai drumul. Și Nicolae vine și ne aduce cadouri dacă face multă curățenie și papucei, dar se pare că a noastră bubulină s-a pus să facă curat pe aici, ca să găsească moșul curat, da? Și uite-te, avem aici 4 perechi de papucei, ăștia panda, foarte drăguți de casă, cei de mers la mall, ăștia sunt papucei de mers la mall ai Carolinei, astea sunt ghetuțele ei, iar aici avem cizmulițele de ploaie. Pe care vrei să-i faci tu curați? Pe ăștia? Pe toți? Hai să-i dăm drumul! Ia uitați, oameni buni! Carolina deja a început să facă curat papuceii. Așa, și pui frumos. Trebuie să-i pui foarte frumos, astfel încât moșul să-i găsească, da? Așa, cei mai curați papuci? Wow! Ce frumos pui! Ce ordine a făcut acolo la papucei! Așa, așa, foarte bine. Și ăștia panda, pune și pe-i drept, da? Pune-i drept aici ca să-i găsească moșul. Și acum ai dat și cu mătura foarte bine și trebuie să dăm și cu șervețel. Uite, un șervețel pentru tine și un șervețel pentru mami, da? Asta, foarte bine. Și pe talpă și acolo. Și te ajută mami să-l facă și pe ăsta, da? Facem amândouă papucii curați. Tu pe care mai vrei să-i mai faci? Așa, așa. Și ghetuțele, uite, aici sunt murdare. Of, aici sunt murdare, trebuie să le facem curate. Așa, cu cât sunt mai curați papuceii, cu atât mai multe cadouri o să aducă Moș Nicolae. El vine o dată pe an la cei mai cuminți copii care au papucii cei mai curați. Ia uite-te, super bine, vezi ce strălucitori a făcut mami? Super, și uite, după aia îi punem aici, da? Foarte bine face Carolina și s-o face și pe cealaltă, să fie amândouă, da? Așa, îți dau un șervețel nou. Și parchetul, bravo! Uite și asta, uite aici, oh no! Oh no! Oh no, ceara aici are puțină mizerie, uite-te, vezi? A mers cu ele afară și le-a plouat și acum trebuie să le facem curate. Foarte bine, uite și aici încă puțin. Așa, super bine. Ghetuțele astea, vezi, îți curate? Sunt ok? După cum vedeți, Carolina și-a foarte în serios treaba de a curăța. Vreau să vă întreb și pe voi, v-ați făcut ghetuțele curate? Și vreau să-mi spuneți în comentarii ce ați primit de la moșu. Pentru că deja cred că a venit la voi. Noi filmăm acest video de cu seară ca să vedeți și partea în care Carolina își face curați papuceii. Dar vom filma și de dimineață să vedem exact ce aduce moșu. Sper să fie darnic. Trebuie să fie darnic pentru că ia uitați și voi cât de mult îi place Carolinei să-și curețe papuceii. Așa, uite-te și aici. Da? Se face și pe astea. Ce fetiță sârguincioasă și harnică. Așa. După aia, după ce terminăm, îi punem, uite aici, așa frumos. În parc! Păi azi pentru parc? Da. Da, alea pentru parc, dar doar când plouă le luăm, da? Uite, astea sunt papucii panda de casă. Astea sunt ghetuțele cu care mergi tu în parc. Astea sunt papucei tăi de mers la mall. Asta sunt parc. Alea parc, da. Îți curați? Mini parc. Să mergem mâine în parc? Da. Vrei să mergi cu mami și cu tati în parc? Da. O să mergem. Acum haide să punem papucei aici, că mâine dimineață vine Moș Nicolae și trebuie să-ți găsească toți papucii aici așa frumos în rând, da? Pune aici, că el așteaptă, el vine și inspectează să vadă dacă sunt curați. Și ce vrei să-ți aducă? Ce vrei tu să-ți aducă, Moș Nicolae? Ce cadou? O nouă lumină, cade. Păi cade, pentru că trebuie să stea unul lângă celălalt. Uite, eu deja îi pun pe ăștia. Pune și tu ghetuțele. Uite, mami ți-a pus și cizmulițele, pentru că le-ai făcut super curate. Ați văzut? Perfect! Așa! Și facem și parchetul, uite aici lângă. Una sus, una sus. Una jos, una sus. Sus, sus, sus. Sus, sus. Dale! Tati, tu ți-ai făcut papuci curați? Ce vorbești? Nu. Nu? Nicio.
Nu știu dacă moșul o să ne aducă ceva, pentru că asta e regula. Hai de mine, moșule. Carolina, acum că papucii noștri sunt perfect curați și noi trebuie să fim curate, așa că o să mergem, așa că mergem să facem baie, da? Are mami aici o bombă de baie. Ce culoare ai? Vrei să o scot? Și ce facem noi cu ea? Spumă. Ia să vedem cum miroase. Ia, vreau și eu. Și tati, dă și aranjele de cocos. A, ce bine miroase! Noi mergem acum să facem o băiță roz ca să ne pregătim pentru mâine dimineață să mirosim frumos. Să facă și miau baie? Nu! Udă, miau, udă! Să nu se ude? Bine, dar haide să o luăm sus la Nani ca să fie odihnită. Să facem baie! Așa! Haide! Hai la baie, baie! Am pregătit aici băița, iar tati desface acolo o bombă de baie. Să facem aici roz. Carolina mai poate de încântare. Dăm drumul? Carolina, poftim? Pune-o tu. Dacă îmi zice, da, cu 3, 2, 1 și... Așa, așa să facem baie roz. Sperăm să se coloreze. Că a fost mai ieftină. Asta a fost mai ieftină. Ia uite că începe. Da, își face treaba. Deci asta am dat 6 lei pe ea. Ok. Și a trebuit să facă la 6 lei ce mai mare. Ia uitați cât de încântată este Carolina când face băiță roz. E faină băița. Yay! Unde-i? Unde-i roz? Le-am dințișorii, eu vin toată curată. Haide, deschide gura și sus. Sus. Acum că filmăm, dar ea în fiecare seară. Avem ritualul ăsta și dimineața și acum o dăm și pe după amiază, se pare. Dimineața se cam spală singurică la chivetă cu mami, dar seara o spală tati. Ține dinții așa? Unde mai spală tati? Acolo, da. Fai așa, zâmbește frumos. Măi, așa la poartă. Da, zice să usuce și pe tati pe cap. Da, usucă pe tati, da. Haide, că vrea să faci deja cu ceva. Poftim uscătorul, hai. Și în fiecare seară îl usucă și pe tati. Unde e tati? Unde e tati? Aici? Asta, mai fă-i puțin. Bravo. E uscătorul tati? Bravo! Chiar dacă nu o spălăm pe cap decât o dată la ceva timp, se mai ud acolo câteva fire și le uscăm. Nu pot să cred că a venit Moș Nicolae la noi. Ia uitați! Ce frumos a umplut el ghetuțele Carolinei! Și se pare că n-au intrat toate cadourile doar în ghetuțe, dar ci și în spatele lor acolo niște punguțe. Abia aștept Carolina să se trezească și să le descopere. Este deja dimineața, eu m-am trezit înaintea tuturor, pentru că nucilor de cocos a venit timpul să îi facem acea farță lui Felix despre care vă spuneam eu mai de mult. Mă gândeam, ce moment mai potrivit decât acesta? Aseară, înainte să adoarmă, m-am strecurat la el în cameră și am luat această cutie cu Pokémon pe care, ia uitați voi, deci de când am făcut videoul ăla și a comandat niște chestii în care le ține, vedeți? Pentru că atunci s-a întâmplat, i-am zgâriat cutiile, chiar vreo două cutii le-am zgâriat atunci când am pus pânza de păianjeni. Deci nu cred, vă zic că m-am simțit foarte prost. Eu tot îmi fac farsa. Știu că și foarte mulți dintre voi erați curioși să vedeți ce se află în această cutie. Sincer, și eu sunt curioasă. Așa că moșul nu o să pună această cutie frumos în ghetuțe, ci moșul o să o desfacă și o să se uite pe aici, pentru că el e bătrân și el nu știe că aceste lucruri Felix vrea să stea perfect sigilate și închise și să nu le deschidă niciodată, dar moșul e curios și vrea să le să vadă ce e înăuntru, așa că hai să vedem. Doamne,
Deci nu vine să cred că fac asta. Mamă, deci zici că are lacăt, cât de greu se deschide. Ia uitați în ce stătea, asta e protecție anti-Cristina, anti-cocos Cristina. Uai de capul meu, deci dacă ar vedea, ia uitați cum s-a rupt folia. Mama mia, cred că îl doare sufletul când mă vede. Nu o să se vadă pe video. Mo! What? Când deschis, de fapt, e încă una roz. Ia uitați. Că ați fost și voi foarte curioși să vedeți care e faza, ce se află înăuntru. Vedeți? E încă una masculin pe deasupra și roz feminin prin interior. Bine, mă! Oh, dar stai! De fapt, este o cărticică. Ia uitați. O cărticică cu toate cartonașele astea. Nu știu care e faza. Ok, scrie în engleză, iar aici avem cutia. Mamă, ce design! Eu care am studiat designul, chiar pot să spun că arată foarte bine acest capac. E foarte, foarte interesant. Totuși nu vreau să stric cutia, dar vreau să desfac și vreau să mă uit să văd ce se află înăuntru. Uite, Felix, e îndoită, dar nu eu ți-am îndoit-o, e îndoită, vezi? Aici avem niște jetoane, nu știu care e faza la ce se folosesc, niște zaharuri, bă, Felix, astea sunt jocuri, ar trebui să ne jucăm, ia uitați ce, nu știu ce zaharuri cu niște numere pe aici, habar n-am. Wow, ce fain arată cartonașele astea, dar să știi că nu-s prea drepte, sunt puțin strâmbe, deci nu moșul le-a îndoit. Și din câte văd eu, mai avem aici mai multe cartonașe. Ia uitați, cam așa arată înăuntru. Vedeți, avem aici nu știu câte cartonașe sunt. Aici, cred că sunt altfel de cartonașe, nu știu care e faza. Și aici sunt niște cartonașe, astea sunt deja desfăcute și alea sunt... Nu sunt desfăcute, ok. Ce mai e pe aici? Habar n-am care-i faza. Încă niște cartonașe căzute pe aici, așa. Ia să vedem noi. Bă, nu știu ce cu astea. Da, haide că moșul e nerăbdător. Vrea să îi le pună pe toate în papuci, în ghete, pentru că acuși se va trezi. Se pare că arată și pe cutie toate lucrurile care sunt înăuntru. Poate le vedeți așa mai bine. Da, deci cam asta e, nu știu care e faza, dar Felix este topit după ele, ține foarte mult la aceste cutii, dar moșul, pentru că Felix ține atât de mult, moșul i-a adus o cutie de-a lui și a și desfăcut-o. Haideți să o punem în ghetuțe. Așa arată papuciul lui Felix, sunt toți aici umpluți cu cartonașe, așa cum îi place lui, doar că lui de fapt îi place să stea totul perfect în cutie și să nu fie deschis, dar moșul, foarte curios, ia uitați, a zis că mă, nu-mi cape în ghetuțe, așa că trebuie să desfac și am desfăcut și o să punem aici cutia goală ca să vadă mai bine ce s-a întâmplat. Cam așa. Deci abia aștept să se trezească Felix, să vedem ce reacție o să aibă. Moșul este foarte darnic. Am văzut că și eu am primit ceva, dar vreau să vă arăt toate deodată, imediat ce se trezesc cu toții.
Să vedem reacția Carlinei. Eu de a ei sunt cea mai curioasă. Și vreau să-mi spuneți în comentarii dacă și la voi a venit Moș Nicolae și ce ați primit. Faza cea mai tare este că, deși moșul este darnic aici și a pus toate cadourile lui acolo în chetuțe, moșul, ca să nu se supere chiar Felix, a mai cumpărat o cutie la fel exactă, pentru că moșul știe și este isteț, nu vrea totuși să-i strice colecția lui Felix, așa că a mai cumpărat încă una, dar Felix nu știe, el crede că asta este singura și cred că o să se crizeze. După aia, după ce s-a crizat, o să-i arăt că, de fapt, eu sunt soție bună și am cumpărat încă una să aibă la loc. S-a trezit, s-a trezit. Neața! A venit Moș Nicolae. Uite-te ce fain a venit moșul acolo. Mi-a adus și mie. Mi-a adus o portocală și floare cute. Și ție ți-a adus chestii? Mi-a luat fac chemare. De moșul, nu eu. Așa că ești moșul. Da. Și pentru că n-a intrat în ghetuțe, moșul a făcut tot posibilul să intre. E fain? Da, numai că e fain. Uite, mă, ce înseamnă o soție care se gândește la ce îi place la sos, vedeți? Gândiți-vă și voi așa ceva, cum să faceți ceva, fiți foarte atente. Ia uite-te ce fain ți-a la moșul. Și mie moșul se pare că mi-a luat ce-mi place mie, îi mulțumesc. Că nu se mai termină, mă, câte pliculețe mi-au luat, uite aici, ce frumoase sunt. Vezi, ca să te bucuri de ele. Urmă că o să mă bucur de ele. Astea sunt dividere. Așa se cheamă. Da, de exemplu, când ai așa multe din astea, să le pui așa rânte, ca să știi exact care și cum. A, moșul voia să le arunce. Hai să-i primim și pe tine, să vedem ce ai primit și tu, că aici eu duc bine, adică eu duc bine, bine, nu așa. Ești bucuroasă, ha? Băi, Cristina, tot cu din astea să vii, tu pot luăm cu din astea și la Crăciun și la fiecare zi, dacă se poate, nu trebuie să o luăm așa. Ok, mă bucur că ți-a plăcut cadou de la moș. Dar nu pot să cred cât de cute a pregătit aici Moș Nicolae pentru mine. Cu floare, cu tot. Deci îți mulțumesc. Asta să nu miros, dar nu știu de ce când văd o floare parcă nu pot abține și trebuie să miros. Ce cute! Asta o să vin acolo pe pervaz la bucătărie. Da, mă. Când spălă o lingură să mă uit la ea, știi? E superbă. Dau, promit că îmi dau tot interesul să te mențin în viață. Hai să-ți povestească bonsaiul prin ce-o trecut. De fapt, să nu-i povestească. Aici la noi e bine și noi avem timp, noi dăm toate florile. Super, mulțumesc! Eu zic să mergem jos după ce ne schimbăm, să vedem ce surprize am primit, da? Moș Crăciun? Nu, nenea moșul. Nu, nenea Moș Nicolae, care vine odată pe an la toți copiii. Tu știi că în dimineața asta, toți copiii s-au dus să-și verifice ghetuțele, să vadă dacă au primit ceva. Mergem și noi să vedem dacă am primit ceva în papuței. E ceva acolo în ghetuțele tale? În papucei? A venit Moș Nicolae la Carolina? Mă întreb oare ce a adus, pentru că ea a fost foarte cu minte. Și Moș Nicolae vine numai la copii cu minți. Ia pune-o sus. Ia du-te să vezi, arată-i Lumiau. Hai să-i arătăm Lumiau. Hai să-i arătăm Lumiau. Ce-am găsit noi acolo? Uite ce multe! Wow! Haide, Nina, haide! Haide, Nina, du-te să vezi! Vezi ce se întâmplă dacă îți faci papuci curați? Cred că de acum o să-și facă mereu papuci curați, ca să mai primească chestii. O dată pe an, iubita. Da, doar o dată pe an, acum. Hai să mergem, să vedem. Ia uite și tu, de ce se duce la papucii mei? Am primit și eu aici un cadou mic. Ata, am primit mami?
Și la mami a venit Moș Nicolae. Asta, dai uite, du-te acolo la tine să vezi ce ai primit tu, că te-ai primit mai multe. Da. Dansuri, aici avem o rutină de dans. Așa. Vreau să desfac aici, să văd ce a primit Nina. Ia. Uite. Mi le dai mie? Mergem pe portocale. Mergem pe portocale și pe mandarine. Astea îi plac cel mai mult. Astea sunt clasicele. Da, știe moșul ce știe. De asta le aduce la copii. Da. Mai multe? Avem mai multe. Vai, dar ce-i bățul ăla? Avem cumva, Moș Nicolae ne-a dus un clopoțel. Un clopoțel, nu e bă, să știți, e așa clopoțel că toată lumea dă. Ia uite-te. Da, multe. Multe. Ce faci cu ele? Hai să le punem, uite aici, a? Uite așa, le punem aici și să mai desfacem. Tot, a? Pune-le pe masă și hai să mai desfacem. Așa, pe măsuța. Pe măsuța ei, uite și tu, nu pe orice. Să ale ei. Da, pune-le și pe astea că sunt ale tale, da? Wow! Ăta pentru copii cu minți. Ce cu clopot? Da! Ia uite-te! Wow! Faci măi-măi-lu, tati? Uite, soșul! Da, tati și-a lovit aici puțin, dar-i trece, da? Face măi-măi și-i trece. Ăta-i al tău! Dar ce mai acolo, iubita? Așa, o punem să stea în papucel și o zic să iei acolo. Uite-te, ia oricare, una, două, trei, pe care vrei, verde, roșu sau albastru? Albastru! Mamă, dar ce e acolo? Treabă serioasă! Ce-a primit Nina aici? Se pare că moșul i-a adus aici un puzzle foarte lung cu unicorni. Ne place foarte mult să facem puzzle-uri, mai ales Carolinei. Așa că ne-a adus aici unul cu 40 de piese. Wow! Abia aștept să-l facem, da? Treabă serioasă la 40 de piese. Da! Super! Eu sunt curioasă, oare ce-a mai primit Carolina? Hai să mai vedem. Uite, acum pe care îl deschidem? Avem una verde, roșie și albastră. I-am venit, verifică și nouă, papucii. Da! Da! Înăuntru? Ce-i înăuntru? Da. E gol. Unde-i? Iubita, Moș Nicolae. Moș Nicolae vine numai la copii. Mami și tate deja sunt mari. Aia, da, aia voiam și eu. Uite-te, eu vreau să mai deschidem. Wow, ia uite-te, iubita. Nina, ia uite-te. Bă, ce-i place bățul de la Moș Nicolae. Băți și portocale, mandarine, astea sunt adevăratele. Celelalte le returnăm. Astea sunt așa mai moderne, dar moșul din tradiție știe el. O ales chestii faine. Ce superb este jocul ăsta, abia aștept să ne jucăm astăzi. O să-l deschidem și o să-l explorăm împreună. Putem să facem tot felul de forme. Chestiile astea sunt foarte populare printre copii de vârsta Carolinei și cu siguranță se placă și ei. Bravo! Eu vreau să mai văd ce-i acolo. Ce-o fi acolo, Carolina? Ia să vedem. În ata albastră mai e ceva? Da! Ia! Da! Wow! E ceva cu girafă și cu zebră. Uite-te, cu monkey! O să-l deschidem asta și o să ne jucăm, da? Ic! Nimic! Nu mai e nimic acolo. Ia vezi în cealaltă. Uite acolo, poate e ceva. Măi, miau, măi, păi trebuia și tu să-ți faci papucii curați. Acum Carolina împarte cu tine cadourile. Uite, îi dă și ei băți. Vezi, îi dăm și lui miau. Miau, anul viitor, te rog frumos, nu știu cum faci, dar faci rost de niște papucei și pui și tu aici ca să primești și tu cadouri, da? Uite-te, ține-l. Carolina a fost foarte încântată cu bățul și ce-a mai primit de la moșul clasic, dar vreau să vă arăt ce-a mai primit de la moșul modern. Ia uitați. Avem aici o cărticică, am văzut că se poartă foarte mult acum, finger painting, gen să pictezi cu degetul. Și acum sperăm să fie ok, să nu fie dezastru. Eu sunt foarte încântată. Iar aici are culorile, practic astea sunt culorile, iar ea o să-și pună așa degetelul aici și o să picteze. Ia uitați ce curioasă este!
Așa o să faci tu. O să pictezi? Uite mâna. A, te-ai depictat cu mână. Și să vă arăt aici ce mai are moșul. Iubita, aici tu ar trebui să desfaci, uite-te. Bine, dar o să le luăm pe rând, da? Prima dată, haide să pictăm. Acolo vrei să pictezi? Ne ducem la masă, da? Uite, ia alea, ia cărticica și culorile și hai să mergem la măsuță. Așa, pune-le pe măsuță. Frumos. Și tu te pui pe scaunel, da? Așează-te pe scaunel. Așa. Te pune-te aici. Așa. Și acum mami trebuie să desfacă. Asta este o carte specială. Noi trebuie să desenăm cu degetele, da? Asta este cartea cu mână. Unde vezi tu fețele astea, tu va trebui să iei culoare pe deget și să pui aici, da? Ce, cu ce culoare vrei? Cu roz. Dar trebuie să apeși mai tare, uite așa. Apăsăm. Așa. Și acum pui. Pui aici. Așa! Să vedem dacă ascultăm. Cu negru vrei? La mami, nenu. Tu nu te murdărești? La mami, nenu. Mami să facă. Uite-te. Unde? Unde? Alege tu unde pune mami. Aici. Acolo? Dar trebuie să fie pe fețele astea. Pe care față o alegi? Aici. Așa! Deși aici trebuia să facem cu altă culoare. Dacă vrei, mami aduce șervețele să te ștergi? Ei place să fie curată. Să te șteargă, mami? Dar e ok dacă ne murdărim la desenul ăsta, pentru că așa este scopul. Uite, vezi, asta e cartea care se pictează cu degetele. Și uite, dacă dăm pagina, aici avem un copac și trebuie să-i punem frunze. Frunzele o să fie oranj și galbene. Și uite, aici punem frunze. Frunză! Mamă, ce ciudă! Și acum cu galben. Frunză! Uite-te! Hai să punem mai multe frunze la copac. Maro! Maro? Ai dreptate! Uite, pune degețelul în maro. Nu, mami! Mami să pună! Hai să pui și tu. Eu purple! Vrei pe purple? Bine, dar așează tu. Pune tu degețelul. Așa, și acum pune acolo să pui frunze la copac. Ai pus o frunză! Vrei să te ștergi la fiecare frunză? Și acum hai să mai punem cu altă... Ce culoare de frunză punem noi? Roșie? Uite, putem să punem o frunză roșie aici. Și încă o frunză galbenă aici. Și încă una aici. Mamă, deci îmi place la nebunie. E foarte faină, doar că iubita noastră încă nu e pregătită pentru așa ceva, pentru că îi place să fie foarte curat. E de apreciat. Hai să vedem. Poate avem mai mult succes cu asta. Ia, uite! Niște abțibilduri faine și putem să le lipim! Dar ia, uite-te, astea! Am văzut la o grămadă de copii. Genul ăsta, moșul a văzut și s-a gândit că și Carolina ar vrea. Da, iubita? Să le punem aici. Wow! Și acum știi cum faci la să se lipesc? Uite-te! Ia, hai să le lipim! Uite-te, punem o minge, punem dintre astea. Mai punem încă o minge. Punem o dintre astea. Și ia uite-te ce fain construim. Am făcut o pisică! Ia uite-te! Dar trebuie să construim forme. Putem să facem și elefant, și scorpion. O grămadă de chestii șmechere. Cristina, m-ai auzit? Hai de coace! Ce? Ce asta? Nimic, ce să fie. Eu m-am uitat, că prima oară am crezut că cumva, nu știu, s-a întâmplat și m-am căzut dincolo, dar nu-i dincolo. Unde e asta? S-a luat cam mult timp, să-ți dai seama. Din cauza ta n-am pus video la timp. Ce? Nu-i nimic, îți lipsește o chestie dintre aia. Deci, Cristina, eu știu toți Pokémonii pe care am, ăștia sunt Elite Trainer Bugs, da? Nu știu ce sunt niște cutii. Este Elite Trainer Bugs și ce mi-ai dat tu de moș Nicola era Elite Trainer Bugs cu Fusion Strike, da? Ok. Doar că eu nu pot să-mi dau seama din cutia desfăcută dacă este Fusion Strike sau este Pokémon Center Fusion Strike, deoarece doar conținutul este aproximativ la fel. Păi da, dar nu intra în ghetuțe. Și întrebarea mea este
mi-e luat cumva Fusion Strike, Pokémon Center, care este rar, de aici, l-ai desfăcut și mi l-ai pus acolo? Nu, eu moșu. Tu nu o să mai ai voie să fii în camera asta fără mine. Ba, pentru că filmăm aici și eu îmi fac și serie singură de flipper. Nu mai faci serie singură? Ba da. Nu mai ai voie să stai aici. Ăla-i scaunul meu. Dacă nu mai ai voie, eu îl iau. Și singura, tu stai pe la rupci. Singura chestie care mai există, dar asta rupe și cu ciocanul, că pentru să-mi facă o fază. Deci singura chestie care mai există e să cumpăr o din aia cu plexiglas, dar scumpe, cu chei și efectiv alea numai dacă îți faci cu ciocanul. Și ăla vezi cum, farsă, am dat cu ciocanul. Asta e next level, nu? Prima dată îți pui dintre asta de plexiglas, după aia îți pui lacă, ce mai pui? Puteai să le pe ăsta. Ăsta se găsește imediat, îl găsești la orice colț de stradă. Ăsta puteai să le... Te cer dimineața. Dimineața spun mai multe, lasă-mă că sunt, să stau puțin așa să procesez ce s-a întâmplat, că nu vine să crezi, să număr toți Pokémonii, să mă asigur că mai merg la așa altceva, mă trezesc că mai merg la altceva și mai important pentru mine. Lasă, hai să o lăsăm așa deocamdată și mâine discutăm ce-a fost în capul tău și cum ar, nu știu. Și acum ce faci? Am ajuns la concluzia că e mai bine să nu mai le expun, să nu mai mă bucur de ele. Le țin frumos în dulap. Dar e frumos așa, avem un background, fine. Deci, nu mai știu la care a fost, stai că nu le văd aici. Uite aici. Uite, cu unghia ei, data trecută când a făcut asta, mi-a făcut asta de aici. Uite aici, vedeți? Nu știu dacă se vede că e în folie, dar uite cu unghia ei. Uite eu, dar nu știu, vedeți? Eu am făcut aia acolo, data trecută. A făcut unghia ei. Nu pot să vă zic cum am simțit. La ăștia mai făcut ceva, deci nu mai merge. La vreo 2-3. Am vrut să, cu unghiile, cu manicura, cu ce-o făcut. Deci nu o se mai poate. Sunt prea obosit ca să mai am o reacție. Pur și simplu, le țin frumos în dulap. Nu, Felici, că e frumos așa. Nu, Cristina. Nu, avem Cristina. Și noi background fine. Da, lasă-mă, du-te cu și ceva, când tot faci tu din astea cu Barbie sau cu ce-ți faci tu, mai știu ce-ți faci tu. Eram copil, poate, deci, acum nu mai. Le iau piciorul și mâna așa le fac, ca să vezi tu cum este și o să le țin cutia așa, cum, așa și, sau nu, știi cum fac? Se pierde un papuc. Dar nu mă interesează. Se pierde o haină, găsesc eu ceva ce-ți place. Știi ceva, la hainele tale, mă duc la hainele tale cu foarfeca, tăiem o mânecuță. Da, și după aia avem motiv să mergem să luăm altele, hai chiar te rog. Bă, deci cu femeia nu... Și na, asta e viața. Tu nu te mai atingi de camera asta. Știi ce o să fac? O să-mi iau save din la de bancă. Bine, Pokémon ăștia nu sunt așa valoroși, dar sunt frumoși. O să-mi iau o ușă din aia așa blindată. Și pun aici și vezi cum nu mai intri tu. Cu cheie din aia așa. Mai intru că trebuie să te filmăm. Știi ceva? Dar nu! Încui cu o cheie așa vreo 5-6 kg, că nu poate ridica Cristina 5-6 kg sau 10 kg. Mi-a o cheie de 10 kg. Carolina are mai mult de atât și o ridic, deci pot. Bă, îmi pun, știi ce fac? Îmi pun cameră sus acolo cu senzori și ai aici laser. Stai să vezi, aici laser. Investim acum puțin, ce să faci? Mă, Veli, lasă-mă! Cu lasere. Nici nu vreau să te mai ajung. Nu te mai ajung, lasă-mă, îmi place. Of, Doamne! Nu pot să las să mă certe atâta. Trebuie să-i arăt asta. Vai! Ar trebui să am grijă cum o țin. Ce? Ai închis ușa deja? Haide, lasă-mă să intru! Haide, am o surpriză! Vezi că se strică surpriza dacă nu dai drumul. Nu știu cum țin surpriza, poate nu țin surpriza bine. Felix, ia uite. Am mai luat încă una. Măi, iubita mea, nu așa se ține, iubita mea. Iubita mea, nu așa se ține, că uite, puteai să îndoi plasticul. Nu, mă apreciez că ți-am luat încă una, că știam că o să te crizezi aici. Pare. Crezi că-s chiar așa? Ăla de înainte era mai frumos. Cum adică? Uite, asta are un punct aici, uite. Are un punct. Hai, aici. Hai, mă, că e la fel. Nu e la fel, iubita. Știi ce, mă? O să vă spun, sincer. Uite, intactă. Deci uite-te, e perfectă. Nu intactă, Cristina. Avea valoare sentimentală. Hai, mă, că are și folie, are și tot. Uite, să... Deci e superbă, e perfectă. Ca să ai de pus acolo, să nu te superi pe mine. Am vrut să fac o farsă, dar totuși fiu de treabă. Ți-am luat una în plus ca să mă asigur eu că e bine. Cred că o să terminăm cu farsele, pentru că eu dacă fac o farsă Cristinei, ha-hi, ha-ha,
Cristina, dacă faci o farsă, stă inima în gât. Hai să terminăm cu farsele, să dăm așa că mie se bă, intră în Pokémon și cine știe în ce mai intră. Mai am și One Piece, dacă intre și în One Piece acolo, mă rostogolesc ca peștele puscat, că la One Piece chiar nu se găsește, e, la, e rar de tot. Am așa. Avut noroc, mă, că ți-am găsit asta. Da, dar nu e la fel, uite, la valoare sentimentală, nu e la fel, e altceva, adică eu când mă uit, e străin. Pentru mine, nu ce fost. Că e ok. Mai bine era... Dacă... Tu știi cât mi-o lua să caut? Nu, nu, știi ce trebuia tu să faci? Să mi-l lași pe al meu, să mi-l dai și pe ăla să-l desfaci. Nu-l desfaci pe al meu și că... Strigă și Carolina, vedeți? Și atunci Carolina. Strigă și Carolina. Da, iubita, unde ești? Serios, acum gata cu farsele, mă, că e groasă treaba. Dați un like la video, dar gata cu farsele, că e prea dur pentru mine. Adică, dacă dispar atât toți Pokémonii, cred că îmi bag un pământ. Scrieți în comentariu ce v-a adus și vouă Moș Nicolae. Mie m-a adus ceva ce deja aveam. Bine, practic, o cumpărat, ceva și o nebunie totală. Da și vă aici un like forță la video și ne vedem data viitoare. Fără farsă, da? Nu mai dați idei de farsă că îi se aprinde ideea și după aceea gata. Hai, fără farse.